Vă invit respectos să redeschideți cuvântul Domnului în această seară, la 2 Petru capitolul 3, și să citim împreună versetele 11 și 12. Este textul biblic care va guverna ființa noastră în seara aceasta, pentru predica care se numește Trebuie să fiți. Așa cum v-am anunțat, vrem să începem un nou ciclu de predici, numit Trebuie să fiți. 2 Petru, capitolul 3. Haideți să ne ridicăm în picioare și să dăm respectul cuvenit Evangheliei Domnului nostru Iisus Hristos. Versetele 11 și 12. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Amin. Mulțumesc, vă invit respectuos să vă ocupați locurile. Prin harul și ajutorul Dumnezeului nostru mare și puternic, începând din seara aceasta de joi și pentru multe joi de aici înainte, prin harul Domnului, vom proceda la acest ciclu de lecții biblice, numite Trebuie să fiți. Seara aceasta va fi o lecție introductivă care va explica necesitatea și obiectul acestui ciclu de lecții biblice. Frați și surori, trăim într-o perioadă istorică, trăim într-o epocă a formulelor instantanee. De la mâncărurile semi-preparate sau preparate până la formulele rapide pentru slăbit, astăzi suntem obișnuiți cu lucrurile preparate, pregătite, bune doar de servit. Societatea noastră este obișnuită să apese pe buton și să se întâmple. Suntem invadați de un curent pragmatic, de a face lucrurile cât mai repede și cu cât mai puțin efort posibil. Acest mod de viață social, profesional, afectează viața noastră spirituală foarte mult. Din ce în ce mai mult viața spirituală, care de departe este un proces, este confundată cu un eveniment. Și mulți spun, ceea ce trebuie să fac eu este să fiu doar plin de Duh. Alții, dimpotrivă, spun, ceea ce trebuie să fac eu este doar să-mi răstignesc eu-l. Alții, dimpotrivă, spun, ceea ce trebuie să fac eu este să-mi descoper darurile spirituale. Toate aceste lucruri, într-adevăr, sunt foarte importante. Este foarte important să fim plini de Duh. Este foarte important să ne descoperim darurile spirituale și este foarte important să ne răstignim eu-ul. Eu-ul sau sinele? Biblia spune doar unul dintre cele două, nu întotdeauna cel pe care îl spunem și noi. Toate aceste lucruri, spun, sunt importante, își au rostul lor, însă niciun om al lui Dumnezeu nu a ajuns om al lui Dumnezeu în urma unui eveniment, ci în urma unui proces. Este nevoie de timp și efort pentru a deveni un om al lui Dumnezeu. Un om al lui Dumnezeu nu devine peste noapte un om al lui Dumnezeu, în urma unui eveniment, ci chiar dacă de drept el devine om al lui Dumnezeu prin pocăință, prin nașterea din nou, de fapt, e nevoie de un proces care să dezvolte sfințirea și neprihănirea să devină un mod de viață. Și asta nu se întâmplă într-o noapte. Asta nu se întâmplă într-o clipă. Cum să recunoaștem un om al lui Dumnezeu? Cum să depistăm un om al lui Dumnezeu? Ce metode să folosim pentru ca să calificăm un om al lui Dumnezeu și să deosebim omul lui Dumnezeu de ceilalți oameni? Când Timotei este trimis de Pavel în Efes pentru a ajuta pe noi convertiți să se maturizeze, el este confruntat cu o categorie de oameni care vrea să slujească într-un fel sau în altul în biserica Domnului din Efes. Și el nu știe cum să procedeze cu oamenii aceia. Atunci Pavel îl învață pe Timotei
lăudându-i pe oamenii aceia care doreau să slujească și spunându-i lui Timotei, ei doresc un lucru bun. Dacă ei vor să ajungă predicatori, ei doresc un lucru bun. Dacă ei vor să conducă, ei doresc un lucru bun. Dacă ei vor să slujească la modul general, într-un fel sau în altul, ei doresc un lucru bun. Dar ei trebuie să fie un anumit fel de oameni. Citiți 1 Timotei, capitolul 3, versetul 1. Tit este confruntat cu o problemă similară. Și Pavel, din nou, îl învață și pe Tit ca și pe Timotei. Este bine dacă oamenii vor să slujească. Este bine dacă au râfnă pentru a deveni slujitori. Dar trebuie să fie un anumit fel de oameni. Citiți Tit, capitolul 1, versetul 5. Caracteristicile spirituale ale celor două scrisori pe care le scrie Pavel către Timotei și către Tit constituie un model puternic de testare, de probare a nivelului de maturitate creștină. Și sunt 19 calități care vor face obiectul la un ciclu de lecții de 19 întâlniri. Și cuvântul Domnului spune: omul acela trebuie să fie fără prihană, trebuie să fie un anumit fel de om, adică fără prihană. Trebuie să fiți fără prihană. Bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înțelept, vrednic de cinste, trebuie să fiți vrednici de cinste. Primitor de oaspeți, în stare să învețe pe alții, să nu fie încăpățânat, să nu fie iute la mânie, să nu fie bătăuș, să nu fie certăreț, să fie blând. Trebuie să fim blânzi, să nu fie iubitor de bani, să-și chivernisească casa bine. Trebuie să ne chivernisim bine familia, să aibă o mărturie bună din partea celor din afară, să iubească ce este bun, să fie drept. Trebuie să fim drepți, să fie devotat, să nu fie de curând întors la Domnul. Trebuie să fim. Cum? Lista din cele două scrisori scrise de Pavel către Timotei și Tit constituie o dovadă suficientă care probează maturitatea creștină. E bine dacă vrei să-L slujești pe Domnul. E bine dacă vrei să-L slujești pe Domnul. Însă oamenii care îl slujesc pe Domnul trebuie să fie un anumit fel de oameni. Sigur, aceste două liste se referă în mod special la păstori, la prezbiteri, la diaconi. Dar dacă suntem atenți, vom constata că aceste atribute se repetă în fiecare epistolă și nu pentru slujitori, și pentru orice credincios. Pentru că un slujitor, pe lângă faptul că trebuie să aibă caracter, trebuie să aibă și abilități pentru slujba care o face. Însă orice credincios trebuie să aibă caracter. Nu doar slujitorii trebuie să fie un anumit fel de oameni, ci orice credincios trebuie să fie un anumit fel de oameni. În plus, slujitorii trebuie să aibă abilități pentru slujba pe care o fac. Adică, cântărețul trebuie să aibă abilități de cântare, dirijorul trebuie să aibă abilități de dirijat, abilități tehnice de muzică, predicatorul trebuie să aibă abilități de vorbire, omul de la sunet trebuie să aibă abilități tehnice de a lucra cu computer, cu camera. Dar un anumit fel de oameni, adică oameni de caracter, trebuie să fim noi toți. Nu numai oamenii din comitet trebuie să fie oameni de caracter. Pentru că numai oamenii de caracter vor intra în cer. Observați că Pavel merge dincolo de generalități care nu pot fi măsurate. Generalitățile nu pot fi măsurate. De aceea Biblia nu lucrează cu generalități niciodată. Pentru că generalitățile nu pot fi măsurate și cântărite. Pavel lucrează cu lucruri concrete. Pavel lucrează cu lucruri care se pot măsura. Fii drept, fii cinstit. Bărbatul unei singure neveste, nu fii bătăuș, nu fii certăreț, nu fii bețiv. Lucruri măsurabile, lucruri concrete, lucruri care se pot cântări, lucruri care se pot vedea, lucruri care se pot observa, nu generalități care nu se pot măsura. Pavel, dimpotrivă, oferă niște principii care pot fi văzute, prezente sau absente în viața unui om.
Dar generalitățile nu pot fi văzute prezente sau absente. Însă Pavel prezintă o listă de 19 caracteristici specifice care sunt măsurabile, sunt vizibile, sunt observabile dacă sunt sau nu sunt. Cum putem observa un om al lui Dumnezeu? Un om al lui Dumnezeu este o persoană care printr-un proces, nu printr-un eveniment, printr-un proces de creștere și dezvoltare spirituală, pe parcursul unei perioade lungi de timp, are destoinicia, cu ajutorul Duhului Sfânt, să-L reflecte, să-L imite pe Domnul Iisus Hristos în întregul lui fel de viață. Asta presupune să se dezbrace de omul cel vechi și să se îmbrace cu omul cel nou. Asta presupune să se dezbrace de omul cel vechi și să se îmbrace cu omul cel nou. Să nu mai fie firesc cum era odată și să devină duhovnicesc cum nu era odată. Asta presupune să se dezbrace de omul cel vechi de fire și să se îmbrace cu omul duhovnicesc, să devină duhovnicesc, să devină spiritual. Dovada este faptul că el a abandonat acele atitudini și tipare comportamentale păcătoase, firești, și a adoptat, adică a pus în viața lui acele atitudini și tipare comportamentale duhovnicești, imitându-l, copiindu-l și urmându-l pe Domnul nostru Iisus Hristos. Un om al lui Dumnezeu va semăna cu Iisus Hristos, atitudinile lui vor semăna cu atitudinile Domnului și tiparele comportamentale ale omului lui Dumnezeu vor fi similare, vor fi asemenea tiparelor comportamentale ale Domnului nostru Iisus Hristos. Putem să o mai luăm o dată de la capăt. Domnul Iisus Hristos a fost fără prihană? A fost. A fost cumpătat? A fost. A fost înțelept? A fost. A fost vrednic de cinste? A fost. A fost primitor de oaspeți? Sigur. A fost în stare să învețe pe alții? Da. A fost încăpățânat? Nu. A fost iute la mânie? Nici de cum. A fost domnul bătăuș? Nu. A fost domnul certăreț? Nu. Glasul lui nu s-a auzit pe străzile, pe ulițele Ierusalimului, spune Biblia. A fost domnul blând? Cu siguranță. A fost iubitor de bani? Nici de cum. Și a chivernisit bine casa? Da. A avut o mărturie bună din partea oamenilor? Da. Când merg să-l prindă ostașii, se întorc cu mâinile goale și spun celor care i-au trimis, ofițerilor, să nu vă supărați pe noi, că nu l-am prins pe cel la care ne-ați trimis, dar noi am prins pe mulți până astăzi. Noi suntem obișnuiți să prindem pe oameni, să-i bătem, să-i legăm și să-i aducem la voi. Însă noi de când suntem, n-am mai auzit un om vorbind ca omul acela. Glorie Domnului! A fost Iisus Hristos drept? Da. A iubit ce este bun? Da. A fost devotat? Da. Aceste caracteristici le-a avut Domnul și El spune, călcați pe urmele mele. Nu există om al lui Dumnezeu fără aceste atribute care sunt măsurabile, pe care le poți vedea prezente sau absente în viața unui om care vine la biserică. Trebuie să fim. Cum? Am citit din cuvântul Domnului. Deci dacă toate aceste lucruri au să se întâmple, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Ar trebui să fiți oameni fără prihană? Ar trebui să fim oameni cumpătați, înțelepți, vrednici de cinste, primitori de oaspeți, în stare să învățăm pe alții, neîncăpățânați, nu iute la mânie, nu bătăuși și certăreți, ci blânzi, nu iubitori de bani, în stare să ne chivernisim casa cu o mărturie bună, adică oamenii să aibă recomandări bune despre noi. Când vin oamenii aici, oameni din alte părți ale lumii și spun cum sunt eu și cum ești dumneata, are foarte mare importanță dacă X vine să spună Ion este un băiat bun, vine Y spune la fel, Ion e un băiat bun. Vine Z și Z spune la fel, Ion e un băiat bun. Păi dacă un om, 2, 3, 5, 10 spun că Ion e băiat bun, nu vă supărați, înseamnă că Ion e băiat bun. Că n-are
niciun interes oamenii care trec pe aici să laude pe unul dintre noi. Să aibă o bună mărturie de cei din afară, că cei dinăuntru au interes. Dacă o întrebați pe soția mea, sigur că spune că-s băia bun. Că ce o să zică? Dar întrebați pe alții din afară, care n-au legături de rudenie cu mine, care n-au niciun interes să mă laude, cărora le sunt un străin, un indiferent. Cei din casa noastră, e normal să ne laude. Cei care sunt cu noi și au interese să ne laude, e normal să ne laude. Dar întrebați pe oameni din afară, aceia ne mai laudă? Pe un om al lui Dumnezeu trebuie să-l laude cei din afară, care n-au niciun interes. Sigur că vor fi și dintre cei care nu te laudă, că ai părul scurt sau lung, că ai cărare în dreapta sau în stânga, dar ăștia vor fi o minoritate. Frați și surori, este ușor de observat. Vă rog frumos să fiți foarte atenți acum, pentru că riscul să mă înțelegeți greșit e foarte mare. Este ușor de observat că în această listă a lui Pavel nu există nicio referire la darurile spirituale. Nu există nicio referire la competență. Nu există nicio referire la talente. Nu există nicio referire la măiestrie sau la destoinicia, la talentul de a face ceva special. Lista aceasta nu e cu privire la ce faci, ci e cu privire la ce ești. Lista aceasta nu e cu privire la ce faci, cât de bine predici, cât de bine cânți, cât de bine dirijezi, cât de bine faci ordine, cât de bine reglezi imaginea, cât de bine înveți la Sunday School. Nu, ci e cu privire la ce ești tu ca om, ca individ. Îngăduiți-mi să vă dau un exemplu din Vechiul Testament și revenim. Dacă vreți, puteți să deschideți cu mine cuvântul Domnului. 1 Samuel. Capitolul 3. Tânărul Samuel slujea Domnului. Vă întreb, aici e verbul a fi sau a face? Lăsați-mă să mai repet și vă întreb din nou. Tânărul Samuel slujea Domnului. E vorba despre verbul a fi sau a face? E vorba despre verbul a face, pentru că aici e verbul a sluji, adică a face ceva. Ce vrea să spună Biblia? Biblia vrea să spună la 1 Samuel, capitolul 3, versetul 1, că Samuel făcea, slujea. Câți dintre noi nu se bucură că soțul, soția, copiii sau părinții noștri fac ceva în biserică? E o onoare pentru mine să-mi văd soția, copiii, soțul, părinții sau rudele sau prietenii slujind. E o onoare. Dar observați un risc uluitor. Versetul 7. Samuel nu cunoștea încă pe Domnul. Priviți versetul 7 din același capitol. Chiar acum vă invit, priviți acolo. Samuel încă nu cunoștea pe Domnul. Aici e vorba despre a fi sau a face? A fi. Samuel încă, el nu era ceea ce îl face prezența lui Dumnezeu, pentru că el încă nu-l cunoștea pe Domnul. Observați că există riscul eu să nu fiu, dar să fac. Adică să nu fiu încă omul lui Dumnezeu. Să nu-l cunosc încă pe Dumnezeu printr-o relație personală. Să cunosc despre Dumnezeu în mod intelectual. Dar să nu-l cunosc pe El printr-o relație personală. Eu nu sunt încă născut din nou. Sau am fost odată și am căzut. Eu nu mai sunt sau nu sunt încă mântuit. Nu sunt încă plin de Duhul Sfânt. Nu sunt încă omul lui Dumnezeu. Dar fac ce? Slujesc. Există riscul să fim slujiți de oameni care nu sunt. Atenție, frații mei și surorile mele! Eu știu că sunt mulți dintre dumneavoastră care ascultă predicile mele doar ca să mă pândească să greșesc și să se agațe. Uite, Luigi a spus asta pentru că vrea să bată apropo la nu știu cine. Mă, oamenii lui Dumnezeu! Eu nu vreau să bat apropo la nimeni pentru că nu sunt mai bun decât nimeni. Însă Iisus Hristos m-a chemat să predic Evanghelia. Iar dacă cineva
se simte la predica pe care eu o rostesc, îl invit în numele lui Iisus să se pocăiască. Eu nu-mi pierd vremea și îmi sparg plămânii pentru cineva să bată apropo, pentru că nu e nimeni atât de important încât să bat eu apropo la el. Despre ce să predicăm aici decât despre păcat? Vreți să vorbim de contabilitate? Vreți să facem un clasament de mașini care e cea mai bună mașină? Vrem să facem Miss Olympia sau Mister Univers aici? Iisus Hristos a vorbit despre păcat. Apostolii au vorbit despre păcat. Toți predicatorii până astăzi au vorbit despre păcat. Frații mei, am ajuns să ne deranjeze păcatul. De ce? Pentru că ne place să ascultăm învățături care ne lasă în confort. Vreau în această seară să vă spun că intenția mea nu este să vă supăr, nu este să vă întristez, nu este să bat apropo la cineva. Eu nu cunosc viața dumneavoastră, eu vă cunosc cel mai puțin. Intenția mea nu este să vă supărați, ci să vă pocăiți alături de mine. La ce v-ar folosi să spun o grămadă de vorbe și ele să nu se potrivească cu nimic? Ele să nu atingă pe nimeni, ele să nu descopere păcatul, ele să nu mustre, să nu dea învățătură. Vă aduceți aminte care e rostul Scripturii? 2 Timotei, capitolul 3, versetul 16. Acesta este rostul Scripturii, să mustre, să îndemne, să învețe. Acesta este rostul Evangheliei. De aceea predicăm din Evanghelie, să ne facem mai buni. Există riscul să facem o anumită slujbă, timp în care noi nu suntem oameni ai lui Dumnezeu. Vă rog din suflet în această seară, frați și surori, ascultați acest cuvânt al Domnului și luați din el doar ceea ce socotiți că este din partea lui Dumnezeu și ceea ce observați că este din Scripturi. Însă vreau să vă atrag atenția că din ce în ce mai mult accentuăm ce se face și pierdem din vedere ce este omul care face. Din ce în ce este mai puțin important cum e omul care slujește, dacă are caracter sau nu, dacă e fără prihană sau nu, dacă e drept sau nu, dacă e blând sau nu, dacă e certăreț sau nu, dacă e bătăuș sau nu, dacă e bărbatul unei singure neveste sau nu, dacă își chivernisește bine casa sau nu. Pentru noi aceste lucruri nu mai sunt importante. Sunt importante talentele. Dacă are școală, pune-l moț. Dacă are un talent, bagă-l în față. Dar nu mai are importanță dacă e pocăit, nu mai are importanță dacă are caracter, nu mai are importanță dacă e născut din nou, nu mai are importanță dacă e plin de Duhul Sfânt, nu mai are importanță dacă e vorbit de bine. De ce? Pentru că ce se face este așa de important pentru noi, încât pierdem din vedere ce este omul. Ce oameni ar trebui să fiți voi, nu ce fel de lucruri ar trebui să faceți voi. Frați și surori, eu pot să aduc un retorician care să vină aici și să explice cuvântul Domnului, dar el nu-l va explica niciodată cu lacrimi în ochi. Și nici nu se va topi vreodată predicând cuvântul acela. El îl va prezenta ca cel care prezintă cuvântările nu știu cui. Pe el nu-l va durea în timp ce vorbește. El nu va vorbi cu lacrimi în ochi și cu durere în suflet și cu foc în inimă. El va vorbi ca despre anumite știri, ca despre anumite informații. Putem să luăm oameni de la conservator, care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, și să-i punem să dirigeze, să-i punem la instrumente, la fanfară sau la orchestră, și ei vor cânta de minune din punct de vedere tehnic, pentru că sunt specialiști în școală, dar ei nu vor cânta niciodată plângând. Dar ei nu vor dirija niciodată cu foc în suflet, pentru că ei nu-L cunosc pe Rege, pentru că ei nu sunt mântuiți, pentru că ei nu sunt născuți din nou. Din punct de vedere al competenței, probabil ne întrec pe noi. Ei fac mai bine decât noi, dar ei nu sunt ceea ce suntem noi. Ei nu sunt copiii lui Dumnezeu. Ei nu sunt credincioși Evangheliei. Ei nu sunt urmași ai Mielului. Ei nu sunt născuți din nou. Ei nu sunt umpluți de Duhul Sfânt. Nu sunt!
Și apostolul întreabă, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Aceste 19 calități, observați că 18 dintre ele se referă la reputația omului. La reputația omului. Reputație înseamnă cum este el văzut de oamenii care îl cunosc. Ce reputație am eu? Cum mă știu oamenii pe mine? Un om serios sau neserios? Punctual sau nepunctual? Echilibrat în vorbire sau bârfitor? Cinstit sau furăcios? Integru sau compromis? Ce reputație am eu? Cum se vorbește despre mine în lipsa mea? Că în prezența mea toți oamenii vorbesc bine. 18 din cele 19 calități vorbesc despre reputație, vorbesc despre etică, vorbesc despre morală, vorbesc despre temperament, vorbesc despre caracter, vorbesc despre obiceiuri și vorbesc despre maturitatea spirituală și psihologică a omului. A 19-a calitate vorbește despre familia lui. 18 dintre cele 19 vorbesc despre el, dar nu despre ce face și despre ce este el ca individ. A 19-a vorbește despre familia lui, despre performanța lui în familie. Are o familie puternică, o familie sănătoasă, o familie iubitoare, o familie unde există pace, liniște, armonie, principii sau. Este relativ ușor pe baza criteriilor academice, tehnice, să evaluezi cât de mult este cineva omul lui Dumnezeu. Însă, noi nu trebuie să credem că omul lui Dumnezeu neapărat este cel care e în stare să interpreteze un text biblic. Nu trebuie să credem că cel care e în stare să țină o predică neapărat este omul lui Dumnezeu. Doar pentru faptul că e în stare să țină o predică. Doar pentru faptul că e în stare să cânte o cântare. Doar pentru faptul că știe să facă ceva în casa lui Dumnezeu. Doar pentru lucrul acesta, că știe să facă ceva. Asta nu înseamnă că neapărat este omul lui Dumnezeu. Toate aceste obiective deosebite sunt importante, dar nu sunt calități de bază. Nu sunt calități de bază. Mai degrabă lucrez cu un om care nu are mari calități, dar are caracter. Este om serios. Nu te bate pe umăr în față și prin spate te mănâncă și te vorbește de rău. Dimpotrivă, ce îți spune în față, îți spune și în spate. Este omul care are puterea să vină la tine și să-ți vorbească despre defectele tale. Nu să se ducă la alții să te vorbească de rău. Mai repede lucrez cu un om care chiar dacă nu are mari calități de predicator, de muzicant, dar e un om serios, un om integru, un om pocăit, un om de cuvânt, un om pe care te poți sprijini la nevoie, care și în față și în spate îți spune același lucruri. Iar dacă vrea să te mustre, vine la tine și te mustră, nu te bârfește la alții. Decât să ai lângă tine oameni talentați, dar oameni care te mănâncă, care te vorbesc de rău, oameni care ucid cu vorba. Frași și surori, este mai ușor să lucrezi cu un om serios, care nu-i foarte talentat, decât să lucrezi cu un om nepocăit, care e foarte talentat. Pocăința nu are legătură în primul rând cu ce faci, ci are legătură în primul rând cu ce ești. Ca om, ca individ, ca existență. Nu neapărat ce știi să faci ca slujire. Între a fi și a face este o foarte mare diferență, precum și o foarte mare asemănare. Domnul Iisus și apostolii nu au apreciat anumite persoane pentru talentul lor, ci pentru caracterul lor. De asemenea, ei nu au respins pe cineva pentru lipsă de talente, ci pentru nepocăința lor. Aduceți-vă aminte, cine i-a făcut probleme lui Pavel? Puteți să-mi spuneți? Știe cineva
care a fost persoana din Biblie care i-a făcut probleme lui Pavel? Și spune Pavel, lasă că am să vin eu acolo să mă întâlnesc cu el. Cine a fost? Persoana aceea i-a făcut probleme lui Pavel că n-a avut talente sau că n-a avut caracter? Răspunsul este simplu, n-a avut caracter. Altă întrebare, cum se numește persoana care i-a făcut probleme lui Ioan și despre care el scrie în epistole? A doua întrebare, persoana aceea i-a făcut probleme că n-a avut talente sau că n-a avut caracter? Răspunsul este simplu. Domnul Iisus și apostolii n-au respins oameni pentru că n-au avut talente, pentru că n-au avut nu știu ce abilități, nu, ci pe cine i-a respins. I-a respins pentru că nu au vrut să se pocăiască, pentru că au umblat după lucruri firești și au rămas oameni firești. Frați și surori, Dumnezeu nu ne respinge dacă nu ajungem dirijori, păstori, membri în comitet, oameni la ordine, la sunet sau la învățători. Nu! Ci Dumnezeu ne respinge dacă nu ne pocăim. În cer, eu, pentru că-s păstor, n-o să ajung înaintea dumneavoastră, ci o să ajung împreună cu ultima persoană care n-a fost niciodată la amvon, dar a fost o persoană pocăită, cinstită, dreaptă, care și-a măsurat vorbirea, simțirea și gândirea. Și viața lui a fost asemenea Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii ai lui Dumnezeu, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Pavel spune această listă de criterii pentru că, în primul rând, ele sunt normative pentru oamenii lui Dumnezeu. Adică aceste criterii au caracter de normă. Ele mă normează pe mine dacă sunt sau nu sunt omul lui Dumnezeu. Criteriile acestea sunt calificative, sunt evaluative. După acestea mă va evalua Iisus Hristos. Dacă Iisus Hristos ar evalua după slujbă, atunci cei care vin la El în Evanghelie și spun, Doamne, am scos draci în numele Tău, ce spune Iisus Hristos? Ați lucrat fără lege, fără principii. Adică ați călcat în picioare principiile, n-ați fost, într-adevăr ați făcut, ați scos dragi, ați predicat, dar voi nu ați fost oameni ai lui Dumnezeu, n-ați avut caracter, n-ați avut integritate, n-ați manifestat pocăință. Ei spun, Doamne, am alergat pentru Tine, am făcut minuni, am făcut. Și Hristos le spune, e adevărat, dar n-ați fost. Wow! Frații mei! Nu înțelegeți că e puțin important ce faci. Nu, ce faci este foarte important. Mulțumesc celor care fac o slujbă în casa lui Dumnezeu, mare sau mică. Mulțumesc și Dumnezeu o să vă răsplătească. Însă țineți minte, slujba nu mântuiește pe nimeni. Ce mântuiește este pocăința, iar pocăința se vede prin ce ești. Pocăința se vede prin ce ești. Mulți oameni predică, dar asta nu înseamnă că toți cei care predică. Mulți oameni cântă, mulți oameni fac ceva, mulți oameni dau bani, mulți oameni se slujesc într-un fel, dar asta nu înseamnă că toți. Nu. În primul rând, aceste lucruri sunt importante pentru Pavel, pentru că ele sunt normative, adică ele califică, este sau nu este omul lui Dumnezeu. A predica nu e normativ pentru mântuire. A cânta nu e normativ pentru mântuire. A-ți da viața pentru săraci sau pentru nu prieteni sau pentru nu știu cine, nu e normativ. Dar a fi om fără prihană, a fi drept, a fi blând, a nu fi bătăuș, a nu fi certăreț, a nu fi încăpățânat. Toate acestea sunt normative pentru mântuire, sunt calificative. N-o să respingă din împărăție Hristos pe nimeni pentru că nu a slujit, sigur. Dacă a avut talentul să slujească și n-a slujit, asta este discutabil. Dar a sluji nu-i normativ, nu califică pentru mântuire pe cineva. Noi nu suntem mântuiți prin slujba pe care o facem. Pentru slujbă suntem răsplătiți.
Pentru slujbă suntem răsplătiți. Mai auzi pe unii că spun, Dumnezeu să te răsplătească cu viață veșnică. Mă, oameni buni, viața veșnică nu-i răsplată. Viața veșnică e dar. Dacă viața veșnică ar fi răsplată, n-am primit-o niciodată. Pentru că n-am putea niciodată să primim răsplata aceasta, că nu o merităm. Domnul ne-o dă în dar. Noi vom fi răsplătiți pentru slujbă, nu pentru mântuirea pe care o primim. Între slujbă și mântuire există o foarte mare diferență, dar sigur și o mare asemănare. Al doilea lucru pentru care Pavel a scris această listă de 19 calități, pe lângă faptul că ea e normativă și califică pe omul lui Dumnezeu că este sau că nu este, în al doilea rând, el scrie aceste caracteristici pentru că ele sunt calități care determină caracterul creștin. Aceste calități arată caracterul unui om. Degeaba eu predic aici, frații mei, de plânge toată lumea. Și când mă dau jos de aici, mă comport ca un păgân. Degeaba. N-am respect pentru oameni. Nu-i ascult, îi disprețuiesc, îi bârfesc, vorbesc urât despre ei, despre familiile lor, râd despre cei care au defecte. Îi ironizez pe oameni, îi batjocoresc, nu-mi pasă de ei, mă cred grozav. Degeaba predic frumos dacă atunci când mă dau jos și nu mai sunt predicator, sunt om printre oameni, nu sunt om, n-am caracter. Degeaba! Pavel spune, nu cumva eu care predic la alții, eu însumi să nu fiu mântuit. Observați că Pavel știe că nu prin predică îți câștigi mântuirea, nu prin ce faci, ci prin ce ești. Prin ce faci, se mântuiesc alții. La predica mea nu mă mântuiesc eu, se mântuiesc alții. La cântarea mea nu mă bucur eu, se bucură alții. La slujirea mea, la dărnicia mea, eu nu dau bani, nu-mi dau bani mie, îi dau altora. Alții se bucură de banii pe care îi dau eu, nu eu. Slujba lui Pavel face să se mântuiască alții. Nu-l mântuiește pe el. Pe el îl mântuiește relația lui cu Iisus Hristos, ceea ce este el în fața lui Dumnezeu. Și în al treilea rând și în ultimul rând și închei. Aceste caracteristici formează un portret, adică o imagine complexă. Acestea sunt semnele unui om al lui Dumnezeu. Nu toți oamenii au predicat, nu toți oamenii lui Dumnezeu au predicat, dar toți au avut caracter. Nu toți oamenii lui Dumnezeu au prorocit, dar toți au avut caracter. Nu toți oamenii lui Dumnezeu au cântat din arfă ca David, dar toți au avut caracter. Nu toți oamenii lui Dumnezeu și-au dat averea sau au fost arși pe rug, sau, dar toți au avut caracter. Semnele unui om al lui Dumnezeu este ceea ce ești ca individ, ceea ce ești ca om. Și aceste 19 calități pe care Pavel le scrie răspund la întrebarea, cum cunoaștem un om al lui Dumnezeu? Care sunt semnele care deosebesc pe omul lui Dumnezeu de alți oameni? Un om al lui Dumnezeu nu se face dintr-o dată, așa cum un profesor nu se face dintr-o dată, așa cum un businessman de succes nu se face dintr-o dată, ci e un proces lung și anevoios, unde se depune efort și muncă, dar în timp, se formează profesorul, se formează businessmanul, se formează omul lui Dumnezeu. Nu este un eveniment, într-o seară te-ai rugat și gata. Nu! Ci este un proces care durează o viață. Trebuie să fiți. Ce? Oamenii lui Dumnezeu. Joi seara, dacă vom fi împreună în viață și Dumnezeu ne va ajuta, vom începe cu a doua lecție, asta a fost o lecție introductivă, care va fi numită Trebuie să fiți, fără prihană. Dar până atunci, frați și surori, vă chem la rugăciune. Vă chem să vă gândiți la toate cuvintele acestea pe care le-am rostit cu toată dragostea, dar și cu toată responsabilitatea. Ele nu sunt cuvinte de acuzare, ci sunt cuvinte de cercetare, sunt cuvinte de învățare, sunt cuvinte de atenționare, pentru că mai este puțin și se întoarce regele. Vă cer în această seară cu respect, în calitate de frate al dumneavoastră și de slujitor al Domnului, să acceptați cuvintele acestea, să stați înaintea Domnului și să vă rugați și să vă întrebați. Dacă vine Domnul diseară și după această listă ne va evalua, ne va califica, eu voi fi mântuit?
Haideți să ne ridicăm în picioare, frați și surori. Să ne rugăm împreună Domnului. Apoi, în încheiere, îl invit pe fratele păstor Tomuleț Ioan, care vine din Sighișoara, să încheie cu o rugăciune de mulțumire atunci când noi vom încheia rugăciunea în comun. Ne rugăm Domnului împreună, iar la sfârșit fratele păstor Tomule se va ruga Domnului.